Consilierii locale au aprobat astăzi delegarea unui reprezentant care să participe la adunarea extraordinară a acționarilor a Ecogen Energy SA. Totodată a fost stabilită și modalitatea în care acesta va trebui să voteze la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi. Este vorba despre solicitarea Ecogen de a fi mărit prețul gigacaloriei livrat către regia autonomă municipală ca urmare a creșterii prețului gazelor. A solicitat o creștere de preț a gigacaloriei pentru faptul că s-au scumpit gazele din luna octombrie, gazele naturale. Ca urmare a faptului că nu am dat curs acestei solicitări, deoarece am solicitat un raport privind justificarea creșterii de preț, au început să ne amenințe. Punerea în aplicare a solicitărilor ar putea provoca mari neajunsuri abonaților RAM. Spune că închide Ecogenul și ne va băga și din februarie biletul la ordin de 1,4 milioane de euro. Așa cum știți, Consiliul Local în trecut a aprobat și domnul primar Boșcodeală a avalizat bilete la ordin de 15 milioane de euro pentru a se face investiția la Ecogen. Mai sunt 3 milioane de euro care trebuie plătiți din creditul de 15 milioane. Ultima ședință a Consiliului Local, înainte să vină Toma primar, s-a aprobat prelungirea acestui credit până în 2020, să poată să plătească. Au mai rămas din acest credit circa 3 milioane de euro. Probabil nu mai au din ce plăti sau să gândesc ei să facă niște figuri. Și ne amenință cu introducerea în bancă luna februarie anul ăsta, luna viitoare, acestui bilet la ordine. În adunarea generală de astăzi, Ecogen va solicita acționarilor luarea unei decizii de închidere a societății sau de intrare în insolvență în cazul în care nu va fi aprobat noul preț al gigacaloriei. Primăria și RAM nu dețin un număr suficient de acțiuni pentru a putea decide în acest caz. 21,42% deține RAM-ul și primăria 5,10. Deci asta este procentul de deținere acțiunilor al primăriei și al RAM-ului la Ecogen. Cântărește votul domnului Hal cu ceva, nu? Nici măcar al primăriei și cu RAM-ul nu ne asigură o majoritate care să stopeze deciziile pe care le iau. După părerea mea, asta este un șantaj. Un șantaj, cei de la Ecogen n-ar trebui să se războiască cu primăria Buzău. Ei au o mare problemă, pentru că până ordonanța care a fost dată în luna decembrie, vor fi nevoiți să plătească în plus cei 2% sau cât plătesc pe impozitul pe profit. Nu știu să piardă, n-au știut să piardă niciodată, nici n-au stat niciodată de vorbă cu noi. Practică cel mai mare preț, unul dintre cele mai mari prețuri pe care sunt în Buzău și tare mi-e frică că, exact cum spunea domnul director, că n-au voie să mărească prețul, eu vă spun sigur că mi-e frică ce se va întâmpla în iarna viitoare, pentru că în mod sigur îl vor mări. RAM s-a achitat de suma către Ecogen încă din 3 ianuarie, plătind integral în avans, în cazul în care Consiliul Local Municipal nu va accepta să plătească retroactiv din noiembrie 2018. Un preț mai mare pentru gigacalorie, societatea și-ar putea asista activitatea. În acest caz, buzoienii racordați la sistemul centralizat ar putea rămâne fără încălzire și apă caldă în următoarele luni.